Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și, ca de obicei, vă reamintesc cât de minunați sunteți. Vă îmbrățișez cu drag! Haideți să vedem ce aduce energia zilei. Grădina plină de trandafiri. Natura este totuna cu noi și noi totuna cu natura. V-am povestit în citirea anterior. Ce legătură au cu iubirea? Au legătură cu iubirea, pentru că dacă noi nu iubim ceea ce ne înconjoară, nu ne iubim pe noi, drept urmare, nici nu iubim pe cineva. Din mâna noastră trebuie să se nască lucruri, să materializăm. Dacă noi, atunci când atingem ceva, după noi nu crește nimic, nu putem materializa, nu există iubire, există alte lucruri, codependențe, atașare, infatuare, etc. Când noi atingem ceva, acolo trebuie să crească viață. Când noi spunem ceva, acolo trebuie să înflorească viața. Când noi atingem ceva, acolo trebuie să fie lumină, pentru că noi suntem lumină și dăm lumină. Și ne transformăm. Traversăm la nivel de umanitate, de cupluri, de relații, de iubire, de ce vreți voi, vremuri, care înseamnă evoluție. Totul se schimbă. Tocmai de aceea relațiile noastre sunt zguduite. De ce? Pentru că nu funcționează. Pentru că nu trebuiau să mai funcționeze pentru unii dintre noi. Pentru că avem alt drum. Alt drum pe care nu-l vedem. De ce? Pentru că toate lucrurile despre care v-am vorbit anterior ne țin unde? Într-o proastă dispoziție. Înțelegeți cum sunt lucrurile legate și cum este societatea construită astfel încât noi să fim triști, naivi și așa mai departe. Cineva aici se transformă, cineva aici ține trandafirul iubirii. Știți că pe vremuri când veneau acasă călăreții de la drum cu trandafirul în gură, Zorro, poate cineva de prin Spania sau poate cineva care are pe linie ancestrală o altă naționalitate sau poate cineva care a imigrat în țara în care voi vă regăsiți acum. Este o întrepătrundere culturală aici. Vedeți că noi în Balcani ținem buchetele de flori în jos. Vesticii țin buchetele de flori în sus. Cumva toate drumurile duc spre vest, sub o formă sau alta, sau poate vestul ca punct cardinal are legătură cu voi. Apa. Apa este elementul care coordonează vestul. Apa. Cineva care poate este element de apă, poate fi și element de aer, poate fi și element de pământ. Foc simt mai puțin aici. Este o furie interioară aici a cuiva, care da, există posibilitatea să explodeze, dar așa cum va exploda, la fel de repede se va și stinge. Înflorește ceva, trebuie să înflorească ceva. Dacă vă regăsiți în vreo situație care vă provoacă, nu mai stați în ea. Încercați să ieșiți de acolo, pentru că nu duce la nimic bun. Niciun strop de ploaie astăzi. Astăzi nu plouă. Astăzi iese soarele, 37 sau 10, da. Schimbarea duce către ceva bun, către plexul solar, iată, către încredere. Poate voi vă regăsiți încrederea să o luați de la început într-o privință. Simt aici persoane care sunt mame singure, dar nu numai. Apa, din nou, este importantă, de cum spuneam, dar posibil ca oamenii la care noi ne gândim să manifeste energie de foc prin lună, prin emoții, prin subconștient. Adică să aibă înmagazinate pe acolo furie, frustrare, chestii de genul acesta. Spiritul florilor, 10, ne reconectăm cu natura, cineva se va reconecta cu voi sau dacă vreți să vă reconectați cu această persoană, trebuie să o faceți natural. Dacă vreți pe cineva înapoi, trebuie pur și simplu să o faceți fără niciun fel de agendă ascunsă, în sensul că trebuie să spuneți, nu știu cum se spune, hai să vorbim sincer și omenește și să lăsăm bazaconile deoparte, fără a mai dezgropa trecutul. Elixirul vieții, multă pasiune aici, vedeți? Vedeți cum treaba nu crește organic? 15 este armonia, dar este și numărul diavolului, iar aici am numărul 9, care este numărul îndumnezeirii, al divinității. Pentru ca lucrurile să funcționeze bine în viața voastră, trebuie să existe lumină, să existe
iubire necondiționată să existe pentru binele nostru al tuturor sau să mă pun și în situația ta. Și aici cineva închide ochii. Ori voi, ori persoana la care vă gândiți acum are așa o răzvrătire din ego. Din ego este supărată, mâhnită. Sau voi sunteți supărați și mâhniți. Dar este o atitudine de copil puerilă din care nu veți manifesta, nu veți rezolva lucrurile. Pentru că aici, vedeți, există negru, este ca și în aura noastră, ca și în câmpul nostru electromagnetic. Când se văd acele spații negre, întreruperi în aură sau acumulări de toxicitate, care în corpul fizic evident că se traduc ca și toxine. Ceva întunecat aici trebuie tăiat de la rădăcină, vedeți? Cineva trebuie să grădinărească, posibil și o fecioară să fie aici în discuție, dar nu numai. Îl iau pe asta cu plantele pentru că îmi plac. Ia uitați, înțelepciune, cartea. Leul și numărul 22. Forța, vitalitatea trebuie să vină din a construi ceva, nu din a reproșa ceva. Plantele, pentru că noi suntem ca plantele, avem ADN-ul asemănător cu al unui copac. Dacă ne uităm în interior, ați văzut când cineva prelucrează o bucată de lemn, se văd acele cerculețe care sunt similare cu modul în care arată și carnea noastră, mușchii noștri pe interior. Am avut pe vremuri o întâlnire cu cineva care mi-a cerut ajutor într-o privință și după ce m-am văzut cu persoana respectivă, mi s-au ofilit plantele. Ca să înțelegeți ce mesaj transmite natura. Abundență. Șansă și noroc, aș putea să spun. Unii dintre voi posibil să primiți un cadou, s-ar putea să fie ziua voastră de naștere. Avem o dată de 23 aici. Poate fi și o oră 11, seara, să primiți ceva mesaje care să vă bucure. Element de pământ mai poate fi aici. Și am săgetătorul. Se va extinde, sunteți într-o perioadă de creștere. Dacă lucrurile nu funcționează acum, încercați să tăiați această stare joasă, energie joasă și să lăsați organic lucrurile să se așeze pentru că se vor așeza. Vedeți aici, spiritul florilor înseamnă că avem asistență de la divinitate. Fertilitate. O situație care crește și aici avem nodul nord sau poate fi leul. Dacă voi vreți să crească ceva, exact cum vă spuneam, trebuie să folosiți această licoare magică, metaforic vorbind, licoarea aceasta magică, da, cum se spunea prin cărți, este o poțiune de iubire, dar în ea de fapt este energie, energie bună, să vă hrăniți cu energie bună, iar în corpul fizic să vă hidratați. Să știți că apa are informație și apa este iubire. Și cumva ce transmitem rămâne întipărit în dosarele, să le spunem, astrale ale lumii în care trăim. Undeva se întorc către noi toate aceste lucruri. O situație fertilă care vă oferă un rezultat dorit. Stați că le aveam întoarse. Mai umblă micuța mea pe aici. Ia uitați-l pe 10. 10, o rescriere. Puteți reprograma. Unii dintre voi aveați o programare pentru care acum vă necăjiți sau doriți să faceți o programare și nu reușiți sau doriți să aveți o întâlnire cu omul acesta la care vă gândiți și nu reușiți. Sau poate că ori de câte ori vă întâlniți cu persoana aceasta, vă încărcați aura, vă încărcați de energie negativă. Nu la propriu, că nu vreți voi logic să faceți acest lucru, dar picați într-o vibrație joasă. Și de acolo, v-am spus, vibrația joasă vă afectează stomacul, că de-aia ne îmbolnăvim de ulcer la stres. Stomacul nostru produce substanțe chimice care se întorc înapoi către creier și ne oferă fericire, bucurie. 2. Din nou, energie feminină. Este numărul lunii, luna a doua. Poate ați avut acum în februarie o situație care a început,
Dar nu numai, poate fi și cineva născut în noiembrie, văd aici, sau pe o dată de 11, sau pe o dată de 2, sau 4 mai poate fi important, 2 a doua. Evident că nu vor fi toți oamenii la care vă gândiți voi născuți în aceste date, dar luna. Luna. Cineva care poate are un animal de companie alb, posibil cățeluș. Și apa, nu primiți informația de care aveți nevoie și vă frământați foarte tare, vă produce insomnie acest aspect și vă afectează energia feminină astfel încât nu vă axați pe iubire, intrați în energie masculină, soarele este energie masculină și atunci vedeți că dacă sunteți doamne, am spus la un semn astrologic, nu mi-amintesc la care, vă treziți doi bărbați acolo și de fapt iese un duel, nu o pereche de oameni care se iubesc sau invers, dacă sunteți bărbat și intrați în energie feminină, vă treziți două femei acolo și iese păruială, nici de cum iubire. Deci trebuie să vă echilibrați energia, să faceți sport sau mersul pe jos sau mâncat ceva bun. Hrănit corpul, credeți-mă, vă hrăniți bine, veți fi foarte fericiți, foarte fericiți când mintea este odihnită și voi sunteți cu o stare de spirit bună, altfel se poartă discuția aici. Cineva care are legătură cu zona asiatică mai poate fi aici sau căruia îi place mâncarea picantă. Ce mesaje mai putem avea aici? Suspinăm, suspinăm, ia uitați. Suspinăm, vedeți trandafirul? Este jos. Apa, despre care vorbeam, semn de apă, cineva care este la depărtare, poate suspinați sau vreți să reparați sau vă gândiți la un mijloc de transport care nu funcționează, sau poate în casa voastră aveți nevoie să faceți niște reparații, sau suspinați după o casă sau după relația de iubire, dar relația voastră de iubire se poate transforma atunci când voi atingeți o stare înaltă, o vibrație înaltă. Iubirea este totul. Iubirea în viață este totul. Binele aduce bine, răul aduce rău, pentru că așa funcționează lucrurile. Dar blândețea, empatia, lucrurile acestea ajută foarte mult. Și uitați că mai este ceva foarte interesant aici. Acum am observat, în picioare are două șosete diferite. Am luat ce am apucat. De tristețe nici măcar nu mai văd bine, nici măcar nu mai sunt atent la mine, nu mă mai îngrijesc. Eu vă aștept în comentarii, dar știu că citirile mele sunt atipice, dar abundă YouTube-ul în diversitate. Găsiți în alte locuri alte lucruri, poate mai interesante sau la fel de interesante. Banii. Banii pot însemna și timp. Poate unii dintre voi sunteți triști că nu v-ați mai văzut de foarte mult timp, unii de 2 săptămâni, alții de 2 luni, 2 ani, sau de pe la începutul pandemiei, așa să spunem că lucrurile au început să funcționeze mai greu. Poate perspectiva aceasta financiară să aibă o importanță majoră aici pentru voi. Văd 25 sau 7. Sau poate. Da, vă doriți clar să rezolvați o perspectivă financiară, fertilitatea aici, pentru care aveți un blocaj acum, banii, aveți de realizat ceva în 2 săptămâni sau ceva ce are legătură cu o femeie sau feminitatea sau voi sunteți energia feminină care are nevoie de acest lucru și vedeți aici cum se repetă numărul 2, dar și 3, ceea ce înseamnă că există creștere și că veți putea ieși din acest impas. Dar trebuie să schimbați ceva. Dacă aveți acest impas financiar, poate serviciul sau poate modul în care cheltuiți banii, faceți cheltuieli. Sau poate trebuie pur și simplu să tăiați cuiva un acces. Să vedem la relație ce ne apare. 10 de cupe, diavolul, valetul de monede și justiția.
Vreți să se echilibreze o situație și să aveți un cuvânt de spus într-o privință care este foarte, foarte serioasă și importantă pentru voi, unde simțiți că v-a fost luată vocea sau că nu aveți nimic de spus, vă simțiți triști, abandonați, iată, v-a fost tăiat accesul. Poate v-au blocat, poate nu comunicați de foarte mult timp și acest lucru vă strică buna dispoziție. Dacă ar fi să interpretez aceste cărți privind către persoana voastră iubită, să spunem, aș spune că această persoană traversează niște impedimente sau că pur și simplu nu cunoaște iubirea la nivel de stabilitate, că este o persoană instabilă, care nu este ancorată în planul material, care trebuie să se deschidă, pentru că aici am chakra coroană, către iubire. Dar vedeți că are această curea care îi limitează percepția. Persoana aceasta fie nu a crezut într-un anumit moment din spațiu și în timp în voi, fie s-a ajuns cumva la o codependență în sensul că, nu știu, ați fost într-o relație lungă în care fiecare a spus ce a avut de spus și la un moment dat lucrurile au luat-o pe câmpii, nu... N-ați mai avut numitor comun, nu a mai existat înțelegere, focul și ați ajuns la ceartă. Dar ceartă din aceea, știa tot cartierul, satul, vecinii și așa mai departe. Aici primiți ajutor, dar vedeți că energia feminină ține cunoașterea, înțelepciunea, iar energia masculină balanța. Deci energia feminină dă tonul aici pentru materializarea familiei iubite, cuplului iubit și așa mai departe. Veți închina în cinstea cuiva, veți merge posibil unii dintre voi într-un loc public sau într-un restaurant, etc., unde veți sărbători o ocazie foarte dragă vouă. S-ar putea ca acest diavol aici să implice parte financiară în relația voastră. Unii dintre voi vă judecați pentru bani, partaj și așa mai departe. Alții dintre voi la nivel de relații cu familia pentru o moștenire. Cineva a făcut niște jurăminte, iar jurămintele acelea au fost toxice și acum cumva nu se simt bine. Vedeți că aici avem tema rădăcinii, cum ține omul acesta rădăcina. Ca să materializezi, ca să poți înainta, aici trebuie să pui mâna pe o rădăcină de copac. Fie aveți copii împreună, fie vă leagă niște lucruri materiale pe foarte mulți dintre voi și a existat dezamăgire aici la nivel material, fie trebuie să vă reconectați voi la suflet înainte de a vă dori ca cineva să se întoarcă către voi. Pentru că fie veți materializa justiția, care înseamnă închiderea unui ciclu toxic, fie diavolul, adică o aparentă armonie care de fapt poate fi în mod evident o agonie. Totul are două aspecte. Văd aici pe cineva care se roagă, are o credință, dacă nu se roagă în termen de religie neapărat, are o credință. Este foarte încăpățânat sau încăpățânată și are o credință. Face doar un singur lucru, doar într-o anume direcție. V-am spus, energie de pământ fixă. Fixă. Cineva trebuie să schimbe o atitudine, să schimbe ceva, un comportament, să-și recreeze un comportament. Fabulos. Pajul de monede din nou, valetul de monede din nou. Deci pentru ca voi să materializați acum, să înțelegeți către ce vă îndreptați, să materializați întâlnirea cu această persoană, trebuie să vă conectați cu rădăcinile și această carte are tot natura în prim plan. Și aici am un sac de galbeni, deci o discuție financiară, o perspectivă financiară, niște bani aici sau pot fi Poate fi timp. Banii pot însemna timp. Harta este ruptă. Trebuie să redescoperiți drumul. Mai mult decât atât, aceasta este o energie de foc, iar aici în culoarea portocaliu, care înseamnă sexualitate. Poate pentru unii dintre voi era doar un trai normal, dar erați ca frații. Și tocmai de aceea
Să spunem așa, voi erați 95% perfecțiune întruchipată pentru persoana la care vă gândiți voi, dar lipsa 5%. Ei, acel 5% consta în nevoia primară a omului, în sexualitate. Persoana la care vă gândiți voi a plecat în căutarea completării sale la nivel de 100%, în căutarea celor 5%. Acum știu că nu acei 5% sunt importanți pentru ei, dar nu pot să admită că au greșit. Sau chiar și așa rămân unde sunt, pentru că așa suntem construiți în ego. 6 de monede. Egalitate. Cineva și-a învățat lecția sau și-o va învăța în curând și atunci, dacă vreți această persoană înapoi, va trebui să dați dovadă de înțelepciune și de egalitate, pentru că altfel există aici o energie de supunere care aparține cumva diavolului, din milă. Nu, mila nu este o energie înaltă, mila este o energie joasă, empatia este o energie înaltă. Iată, regina de monede, da, regina de monede este empatică, regina de monede își știe valoarea, da, se mai spune pe aici colo că se sacrifică, nu se sacrifică, este soția, este mama. Posibil persoana la care vă gândiți voi să fie căsătorită și atunci pentru voi în acest moment, pentru unii dintre voi, da, ofer mai multe scenarii pentru că le văd pe toate și nu fac etalării interactive acum pentru că mi-a ocupat prea mult timp. O persoană căsătorită, dar care are un temei stabil într-o altă direcție, însă da, are sentimente și pentru voi. Dar vedeți aici că ne întoarcem la intestin și microbiom, la nervul vag. Este nervoasă această persoană pentru că nu are informații sau nu știe nimic de voi. Sau voi sunteți nervoși pentru că toată această poveste este ambiguă. Există aici o legătură la nivel de, vedeți? Cumva plex solar, dar e mai degrabă, nu e plexul solar, este chakra sacrală. Un jurământ de castitate. Deci unii dintre voi ați fost puri, pudici, etc. Iar cealaltă persoană și-a încălcat jurământul de castitate. Of. Deci, căutat în altă parte ceva. 9 de săbi. Vorba lui Coșbuc și George nu mai vine. Poate fi cineva, George, George, Gregorio, etc. Gregoris sau Gregorios sau și așa mai departe. Mesaje de la persoana iubită care nu mai vin. Aceștia sunteți voi deprimați. Cu cât veți fi mai deprimați și cu cât veți suspina mai mult, cu atât mai departe se va regăsi această persoană de voi. Pe de altă parte și ei se simt singuri. Să știți că da, se simt singuri. Vedeți, această pătură are culoarea verde. Și acum ei au citit într-o carte, adică au traversat o situație care le-a reamintit cumva de bază, de origine, de cinste și onoare, roșu. De unde se trag sau ce au avut înainte. Și stau pe marginea patului, le este frig, nu au fereastră aici, nu au geam. Este frig aici, deci elementul de aer a dispărut. Nici măcar nu se mai pot gândi, nici nu mai știu cum să acționeze, pentru că nu se simt bine unde sunt, nu sunt iubiți. Și uitați la ce se uită, la hartă. Lucrurile sunt în mișcare, sunt în mișcare. Și progresul, cavalerul de monede, analizează foarte bine această persoană următorii pași. Este cu un pas înainte către voi și da, împins de iubire cu dorința de a reveni și de a face lucrurile să funcționeze de această dată pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi se gândește, doar se gândește și dacă m-aș întoarce, oare cum ar fi și de data aceasta? Pentru că aici iubire există, da, îl pot avea pe omul ăsta, pot avea femeia aceasta, dar oare va fi la fel? Deci și voi și ei trebuie să lucrați un pic la iubire. La iubire, la reacții.
Șapte de spade, strategie. Posibil, da, cineva să vă fi înșelat, cum spune tarotul ăsta de YouTube, dar cineva a și plănuit ceva. Sau au existat aici niște strategii, există niște lucruri despre care voi nu știți. Ori, persoana aceasta, după cum vă spuneam, se poziționează în fața voastră ca acest almighty, cel mai bun, cel mai împlinit, și când colo sunt, nu știu cum să evadeze mai repede din situația în care sunt. Ce ar descrie cel mai bine în acest moment persoana la care vă gândiți? Încep să înțeleg conexiunea noastră. Încep să înțeleg conexiunea noastră. Iar săbile sunt în sus, gata să fie lansate. Comunicare poate fi element de aer. Seducție. Atracție. V-am spus, puteți ieși undeva, puteți cunoaște pe cineva dacă sunteți singuri, care să vă seducă în cadrul unui eveniment, în cadrul unei socializări, să spunem. Iar dacă vorbim despre cineva, există posibilitatea ca cineva să înceapă un joc din acesta al seducției cu voi. Diavolul poate însemna acest lucru, pentru că așa cred că pot penetra în spațiul vostru personal, așa pot pătrunde aici. Iar pentru alții dintre voi, într-adevăr, este o situație de trio amoros aici, posibil să fi fost căsătoriți voi doi, iar pentru alții posibil acum persoana la care vă gândiți voi să fie căsătorită cu altcineva. Pe plan material avem 8 de spade, 4 de monede și împărăteasa. Nu vă mai temeți pentru bani, pentru că aveți împărăteasa. Comunicare bună, abundență, prosperitate, împlinire, ce ating crește. Vedeți că și aici ne spune tarotul. Tarotul înseamnă mult. Trebuie să plantăm, să plantăm și să iubim necondiționat. Aici sunteți într-un contract karmic, care vă face să vă îndoiți de valoarea voastră, și pentru că voi vă îndoiți de valoarea voastră, manifestați cu greu abundența în viața voastră. Da, atunci când nu te simți bine ca om în pielea ta, nici la serviciu nu-ți va merge bine, pentru că programul îți rulează la nivel de computer de bord, de creier continuu, și nici bani nu știi să faci și nici bani nu știi să ceri. Pentru unii dintre voi s-ar putea să fi fost așa anunțați de pe o zi pe alta că poate trebuie să vă găsiți alt serviciu, sau poate voi pur și simplu v-ați săturat și vreți să vă găsiți altceva, pentru că ați petrecut aici în această activitate profesională foarte mult timp și este nevoie de mai mulți bani. Este, da, am fost și eu la cumpărături astăzi, este nevoie de mai mulți bani, pentru că așa ne spune societatea, resursele sunt aceleași și prețul de producție este același. O statuie a lui Venus aici, din nou Taur, poate fi balanță, ci cu banii aceștia. Se încheie ceva. 5. Trebuie să vă căutați, cel mai probabil pentru unii dintre voi, un serviciu nou. Dar faptul că lucrurile acum nu funcționează bine în viața voastră, pentru cei care rezonați cu mesajul, este o reușită, să știți. Este o reușită. Aici am o floare care seamănă cu floarea soarelui, abundența. Da, din semințe trebuie făcut ulei, dar se face, se face. Calea. Porniți pe o nouă direcție profesională unii dintre voi, dar trebuie să lucrați la încrederea voastră. Se repetă elementul de fluture, care aici este albastru. Trebuie să aveți grijă la ce spuneți în general, pentru că atunci când spuneți, lucrurile sunt auzite și de ceilalți sau sunt auzite de subconștientul vostru, care vă
subminează practic autoritatea și vă face să manifestați nereușite. Chiar dacă nu vedeți în față, aveți încredere puțin că veți rezolva. Nu sunt bolovani în drum, calea e liberă, da, nu e dreaptă, mai trebuie să ridicați un pic piciorul, adică veți rezolva. Iar aici am 8 banii. Materializați din eter această schimbare care închide acest ciclu. Dar pentru alții dintre voi să știți că văd că vă este teamă de un nou început. Voi aici puteți să-l aveți. Împărăteasa este 3, eterul, schimbarea există. Dar aici, în acest set, în Keeper, îmi arată numărătoare 19 și noi cam așa numărăm, 10, nu? Dar numărătoarea începe de la 0 la 9. Și nu văd nebunul. Nu vreți să riscați. Vă este teamă să riscați, să aveți încredere în procesul de schimbare. Pe planul emoțional, of, 9 de spade ne urmărește. Steaua, regele de cupe, 9 de săbii, spade, cum vreți să-i spuneți, 3 de cupe și steaua. La nivel emoțional, veți găsi o cale să vă liniștiți un pic. Aveți nevoie de liniște, aveți nevoie de somn, aveți nevoie să introduceți în dieta voastră culinară lucruri care să vă ajute să vă refaceți flora intestinală, pentru că atunci vă veți simți mai fericiți. Probabil că unii dintre voi ați luat ceva medicație care va destabiliza puțin flora intestinală recent, posibil antibiotice sau tratament continuu. Aveți vreo rețetă acolo care se reînnoiește, are o recurență lunară sau lucruri de genul ăsta, depinde de ceva medicație și vă scade starea de bine. Trebuie să vă reconectați cu iubirea. Văd că puteți avea parte aici de iubire. Văd că, da, într-adevăr, ați avut o interacțiune cu un om care domina conversația. Avea darul vorbirii, puterea de a manipula, atenție. Arătos, da, chipeș, da, vorbim despre om, femeie, bărbat, dar care s-a îndepărtat sau poate voi v-ați îndepărtat de această persoană. Însă, sub o formă sau alta, vedeți aici este eterul, aici planul fizic, voi stați față în față, vă conectați prin vis. Există posibilitatea aici să fi fost trio amoros, am mai discutat despre acest lucru, dar în egală măsură vorbim aici despre cineva pentru care voi acum, unii dintre voi, suspinați din amintiri. S-ar putea ca omul la care vă gândiți voi să nu mai fie cel pe care îl știați voi și să iubiți iubirea. Aici am un berbec și o broască. Ce prinț călare vreți să vină? Pentru unii dintre voi văd pe cineva care are treabă echitit cu religia, așa? Poate vă ajută puterea rugăciunii. O dorință se poate materializa. Din nou am 2, 2. Să aveți grijă la plămâni. În plămâni se înmagazinează tristețea. Sunt trist că nu comunicăm, sunt trist că nu știu nimic. Vă creați cu fiecare oftat, fiecare suspin, boală în corpul fizic. Simțiți că ați sacrificat ceva pentru cine nu trebuia sau această perioadă de liniște se va sfârși sau această perioadă de liniște v-a dat această stare de tensiune și de ușoară anxietate, unora chiar depresie. Dar aici această carte, spânzuratul, fiind reprezentat de Neptun, să știți că el aduce multe iluzii. Mi-am făcut iluzii degeaba, dar în egală măsură vă oferă și perspectiva să învățați, să vă înălțați, să vă transformați, să vă luminați mintea. 3 de bâte. Puteți folosi această perioadă de liniște să faceți niște planuri. Așteptați soarele. Uite-l aici. Veți pune mâna pe soare. Aici este noapte și 3 de bâte așteaptă soarele. Așteaptă lucruri să se întâmple.
să se facă zi. Soarele e aici și uite cartea lunii. Mai există o etapă, mai există niște lucruri aici care trebuie să crească. Să faceți niște lucruri care să ajute materializarea voastră. Transformarea. Se transformă situația voastră din ce e acum, regina de bâte, adevărul. Posibil să aflați dacă v-a fost infidel persoana aceasta. Aici am nodul sud, karma. Din nou diavolul. Vedeți? Diavolul, multă pasiune. Să vă liniștiți. Pentru alții dintre voi veți trăi această extază aici, alături de persoana aceasta și vă va aduce bucurie. Sau poate acesta este modul prin care voi comunicați pasiunea. Pasiunea aceasta din diavolul de aici este similară cu cea a lui Pluto din casa 8-a, care transformă, trezește energia Kundalini. Iar aici vorbim despre luminare, luminarea minții. Tăiem pânza de păianjen și vălul de pe ochi. Și vedem stelele, vedem cu claritate, dar și cu înțelepciune. Trebuie să depășiți lecția nodului sud. Posibil, voi și persoana aceasta, să aveți acel tip de contract karmic care are legătură cu această zonă sexuală, cumva. Chiar dacă sunteți singuri, chiar dacă nu contează, că sufletul nu are vârstă. Și vedeți cum are talismanul acesta pe chakra gâtului simbolic, dar de fapt el este pe glanda timus. Glanda timus trebuie activată, puteți căuta pe Google cum se face acest lucru, pentru ca vouă să vă intre energia, să circule pe aici și apoi să vă iasă, să se formeze circuitul energetic așa cum este el în corpul nostru și pentru ca voi să puteți materializa acest nou început, această scânteie. Asul de bâte este o scânteie divină, este un foc care trebuie să iasă, trebuie să ia naștere. Între timp aveți apa. Apa. Deci poate lua ceva naștere, dar creația este făcută din apă și din foc. Drept urmare, lipsește un element aici din propoziție pe care îl puteți invoca. Dacă vreți să vorbiți, dragii mei, cu cineva, puneți mâna pe telefon și sunați-l, nu vă răspunde el, răspunde mama, sora, bunica, cineva. Alții primiți niște vești foarte bune la nivel medical. Luna. Descoperiți misterul. Doiul poate fi și în alta preoteasă. Descoperiți misterul și vă veți liniști. Iar atunci veți avea o alegere de făcut. Da, uite, un rac, din nou, elementul de apă. Am doi lupi. Pe care dintre aceștia îi aleg? Luna poate însemna că aveți posibil vreo provocare medicală căreia nu-i dați de cap și veți găsi în sfârșit o soluție. Aha, de aici mi se trage. Ca echivalent, racul are pieptul. Pieptul. Fata cu șarpele. Empatia și narcisismul. Sunt fascinat, atras de cineva sau folosit. Să trasăm linii sănătoase. V-am spus mai devreme că ați avut, există aici un sentiment de am fost sacrificat sau m-am sacrificat pentru cine nu trebuia. Chiar și dacă ar fi așa, a fost o alegere pe care ați făcut-o la momentul respectiv și cu cât veți face mai mult pace, pentru că am simbolul nodului sud aici cu acest lucru, dacă continuați să iubiți această persoană, cu atât veți materializa mai ușor. Empatia vă scoate din bucluc. Să trasați o limită. Ne urmărește chitara. Ce artiști avem aici? Ce artiști? Uite, cineva este artist și face bani din artă. Noroc. Cineva se lansează în muzică sau cineva se lansează într-un domeniu.
și are succes. Bine, nu numai. Aici pot fi orice lucru, dar moara înseamnă abundență. Am semnul peștilor. Acum cu Saturn în pești se vor lămuri multe lucruri. Văd niște nisip aici, fie o apropiere de o apă, plajă, construcții, pământ, scoici, cineva care mănâncă fructe de mare, diete mediteranene, zona țărilor care înconjoară Mediterana, mă rog, înconjoară, mă înțelegeți ce vreau să spun, de lângă Mediterana. Mai văd pe cineva care poate lucra într-o corporație sau aici vedeți că puteți avea provocări la nivel de aciditate în corp sau piele uscată. Am un semn din acesta stil turn aici, o atenționare inițială a C. Cineva vrea să vă atragă foarte intens atenția și va face tot posibilul să o primească. Copacul cunoașterii. Cunoașterea vine din suflet, iubirea vine din suflet. Măi, pe voi vă iubește cineva. Sigur. Poate nu cine vreți voi, dar cineva aici vă iubește. Uite, relația care este, da, de atins. Deci este un fate event, este un sens de predestinare aici. Dar este și contract karmic din totdeauna. Always and forever, te iubesc mereu. O frumusețe, Y. O decizie care vă va duce fie în sud, fie în nord. O apropiere, un drum care urmează să se schimbe. Să continui să trăiești frumos. Albinuța, regina, transformarea, pasărea Phoenix, o închidere a așteptării. Vedeți a tensiunii, cum stă mâța asta aici, de tensionată și de arcuită. Se liniștește și mâța. Nu vă ascultați intuiția. Nu puteți să vă ascultați intuiția pentru că sunteți tensionați. Când sunteți tensionați, nu vă auziți vocea interioară. Câteva, o cifră 3, inițiala T, inițiala K, mesaje de la o energie masculină care vă bucură sau cineva vă trimite flori sau vă face un cadou sau vă oferă online o poză din aceea cum au circulat zilele acestea. Cineva sofisticat, din nou am aici mila ca idee și fântâna. Cineva și neacă amarul. Și neacă amarul. S-ar putea să aibă ceva vicii. Sau să fie pur și simplu foarte stresat, stresată sau voi să fiți. Sau să nu asimilați apă și să vă demineralizați cumva. Da. Dragii mei, cam atât pentru astăzi. Sper că v-a fost de ajutor și vă îmbrățișez tare. Tare, tare mult. Vă mulțumesc pentru tot. Chiar vă mulțumesc. Să fiți bine și iubiți. Pa, pa!